Bun găsit! Agenția pentru Protecția Mediului Suceava a organizat vineri o masă rotundă cu tema zone umede pentru dezvoltarea durabilă a orașelor. Astfel, instituția a marcat Ziua Mondială a Zonelor Umede, ce se sărbătorește pe 2 februarie. La acțiune au participat reprezentanții ai unor instituții publice cu stos de arii protejate și organizații neguvernamentale care activează în domeniul mediului. Specialiștii Agenției pentru Protecția Mediului Suceava au prezentat semnificația și importanța zilei de 2 februarie, cât și aspecte privind zonele umede din județul Suceava, care sunt arii naturale protejate. Această zi marchează data adoptării Convenției privind zonele umede la 2 februarie 1971 în orașul iranian Ramsar. Numeroase state au ratificat documentul Convenției și au declarat pe teritoriul lor zone umede protejate. Acest document fiind ratificat de România prin legea numărul 5 în 91. Obiectivul Convenției este acela de a conserva zonele umede care servesc ca habitat al păsărilor acvatice și nu numai. Pe de altă parte, zonele umede constituie importante resurse de apă și au o valoare economică, științifică, recreativă, pe care nu dorim să o pierdem. Zonele umede au fost definite ca întinderi de bălți, mlaștini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată. Și când spun asta, mă gândesc ca zonă umedă cea mai importantă în țara noastră, Delta Dunării. Ziua Mondială a Zonelor Umede a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1997. De atunci, autoritățile, organizații neguvernamentale și grupuri comunitare au sărbătorit Ziua Mondială a Zonelor Umede prin acțiuni de sensibilizare a publicului cu privire la valorile și beneficiile zonelor umede. Situl Natura 2000 poate să conțină și rezervații de interes național care au fost desemnate înainte, prin legea 2000, prin legea 5 din 2000 sau mai înainte, dar acele rezervații au strict un mod de management diferit. În afara acelor rezervații științifice de interes național, situl poate să cuprindă terenuri agricole, poate să cuprindă terenuri piscicole, poate să cuprindă inclusiv state, de exemplu, în Germania, sunt uneori, în unele sate, sunt case care fac parte din aceste situri Natura 2000 pentru că au în podurile lor lilieci, colonii de lilieci, care sunt protejați. În mod normal, într-o țară care ar trebui să funcționeze bine, corect și normal, oamenii trebuie să primească și niște despăgubiri. Aceste despăgubiri, până acum, în România, sau plăți compensatorii. Nu prea s-au putut face, cu mici excepții, în afară de pachetele de agromediu care s-au dat de la Minister și în special pe partea de sud a țării, nu s-au putut face pentru că siturile nu aveau planuri de management. Știți foarte bine că planurile de management au fost adoptate destul de târziu, într-o formă destul de grăbită. Aceasta deja e altă poveste. Pentru că nu aveau aceste planuri de management, statul nu știa ce fel de plăți compensatorii să dea, pentru că nu știau ce ai voie să faci acolo. Reprezentanții primăriilor au prezentat aspecte referitoare la potențialul localităților privind dezvoltarea și amenajarea unor zone umede care să contribuie la sustenabilitatea mediului urban și au discutat diferite probleme. Ce sunt așa de importanți lilieci ăștia? Lilieci sunt foarte puțin cunoscuți și, dacă îmi permiteți, o să fac o scurtă paranteză, raportată la un alt continent. În Australia se lăudau că ei au cea mai mică rată de dispariție a animalelor. Până au început să studieze animale nocturne. Și nu și-au dat seama că ei, de fapt, sunt primii pe glob la rata de dispariție animalelor, pentru că animalele nocturne dispăreau mai repede decât cele diurne și ei nu le mănâncă. Noi avem foarte mari probleme cu lilieci ăștia. Sunt în peste tot și în oraș. Sunt în, cum se numesc, sus, în poduri, la locurile. Și nu mi se pare că le dispariți. Pentru că sunt consumatori de noapte. A insectelor. Păsările consumă insecte ziua și lilieci noaptea. Dacă dumnealor dispar, s-a terminat. Sunt, ca și păsările, indicatori. În 1970, Anglia a tras un semnal mare de alarmă că a dispărut cea mai importantă specie de lilieci, Myotis myotis. Și de acolo au pornit legile. Tema pentru Ziua Mondială a Zonelor Umede 2018 este Zonele Umede pentru un viitor urban durabil, în cadrul sloganului Zonele Umede Urbane fac orașele viabile.